Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au efectuat în această dimineață 42 de percheziții în București, Giurgiu, Brăila și Argeș pentru destructurarea unui grup infracțional organizat. Perchezițiile ar fi fost făcute la un clan de temut. Descinderile ar viza, printre altele, infracțiunile de organizare ilegală a jocurilor de noroc, proxenetism, trafic de persoane, act sexual cu un minor, furcalificat, tăinuire, luare de mită, dare de mită, falsuri, nerespectarea regimului, armelor și munițiilor, camătă, dar și acces ilegal la un sistem informatic. Perchezițiile ar avea loc în contextul în care în luna iunie Curtea de Apel București a anulat condamnarea la 11 ani de detenție a liderului acestui clan. Acesta a fost condamnat în septembrie 2018 de Tribunalul București la 2 ani de închisoare cu suspendare. DIICOT i-a acuzase atunci pe membrii grupării că ar fi prejudiciat statul cu 168 de milioane de dolari.